târziu. Seara, înainte de culcare, mama îi spune: vin și șor, du-te și te spală. Noaptea e coar și întuneric, bacteriile se mulțesc și îți vor distruge smulțul. Mama e atât de somn. Lasă că mă spăl mâine. Și așa era în fiecare zi. Dar într-o zi, Tințișor era în parc cu alți prieteni și se juca. După un tufiș, stăteau ascunși acizi și bacterii. Când Tințișor s-a dus să aducă mingea, repede acizii și bacteriile l-au atacat și au început să-i mănânce smalțul. Ajutor! Ajutor! Striga Tințișor. Dar prietenii săi au fugit speriat la casele lor. Atunci, în fuga mare, au venit doamna Pastă de Dinți și doamna Perie de Dinți, care se plimbau și prin parte. Repede, Pastă s-a desfăcut capacul, a turnat pe Perie Pastă cât un boc de mazăre și au început amândouă să-l culețe pe Dințișor de acizi și de bacterii. L-au împezit cu apă și acum Dințișor a început să strălucească de curățenie. Vă mulțumesc, doamnelor! De acum o voi asculta pe mama și am să mă spăl în fiecare zi! Și așa a scăpat Dințișor de probleme. De atunci nu mai trecut nici o zi fără să se spele și a putut trăi sănătos până la adânci bătrânesc. Iticlip vă așteaptă să-l vizitați pe www.iticlip.ro. Acum e momentul să-ți iei Samsung Galaxy A20 cu ecran de mare și cameră triplă. Rămâne doar să alegi culoarea. Și dimineața și seara. Și veți vedea niște schimbări enorme la voi în cavitatea bucală. Așa e, acum vă ridicați în picioare, că voi treceți așa în spate. Și tot ridicați? Diplomele așa, toți în picioare, Veronica, diplomele așa. Iată așa, la piept. La piept, Chirița, diploma, Chirița. Nu, păi este trebuie de vorbit în chinez. Și eu mă dau și eu aici. Mă dau așa mai în spate. Здесь.